Elevii gimnaziului din Mărculești, raionul Florești, știu să păstreze tradițiile și meșteșugurile populare. Aceștia au învățat să coase costume naționale și alte ținute de scenă în atelierul din incinta instituției, amenajat cu suportul Uniunii Europene. Mai mult, elevii au decis să coase uniforme pentru întreg colectivul profesoral. Evelina Răilean este elevă în clasa 8-a. Mica creatoare știe să coase și să brodeze cu dibăcii articole vestimentare unice. În acest atelier de croitorie avem un cerc de design vestimentar, unde avem multe lucrări prin care se enumeră și această fustă, care am creat-o din propriile mele forțe și cu îndemnul profesoarei, de care sunt foarte mândră. Această fustă am confecționat-o în 3 săptămâni. Nu am întâlnit dificultăți din cauza că am avut profesoara lângă mine care m-a îndemnat în fiecare pas. Grație UE, atelierul a fost dotat cu 8 mașini de cusut, de surfilat și brodat, țesături, laptopuri, proiector, mobilier și alte lucruri necesare pentru procesul de lucru. De mulți ani am dorit să brodez această broderie și anul acesta ne-am îndeplinit visul. Broderia dată am brodat-o timp de jumătate de an și sunt foarte mândră de lucrul pe care l-am făcut în acest timp. Eu confecționez diferite lucrări, mărțișoare, pernuțe. Eu mă bucur că noi avem așa acest cerc. Pe noi ne învață mai multe despre cum să facem, să confecționăm ceva, să brodăm și multe altele. Elevii împreună cu profesoara de educație tehnologică au cusut uniforme pentru toate cadrele didactice. Acum meșterițele se gândesc la o uniformă pentru elevi. Ideea a fost a profesorilor de a avea o formă comună la toți, de a fi un exemplu pentru elevi. Vrem să introducem în școală și elevii să poarte o formă unică. Și având posibilitatea de a coasă, de a confecționa aceste uniforme la noi în școală, având așa un atelier, noi am efectuat visul profesorilor. Mult mi-am ajutat și elevii în putința lor ce pot ei face și eu am confecționat aceste forme. Avem toate învățătoarele, toate profesoarele din școală, forma dată este utilă, este comodă, este frumoasă. A fost creată de designerul doamna Valentina cu roșii, discipolii dumnea ei. Prin acest exemplu a uniformii noastre, cumva să-i motivăm și pe elevii noștri. Știți că a fost foarte binevenit, dar o să observați că la fiecare este o floare anumită, aceasta sau un simbol anumit. În același atelier sunt asigurați cu costume de scenă și dansatorii din localitate. Beneficiul nostru a fost atunci când s-a deschis atelierul în școală, pentru că noi nu aveam forme naționale. Adică noi participăm la diferite festivaluri în țară, psihotare, și nu am avut forme naționale. Trebuia permanent să le împrumutăm din localitățile vecine, sau de la Casa de Cultură. De acum s-a creat atelierul, doamna Valentina Curoșu, chiar în primul an, a spus ce trebuie să facem mai întâi. Trebuie să creăm costume naționale. Valoarea proiectului finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei se cifrează la aproape 165.000 de lei. Într-adevăr, acest atelier este un beneficiu foarte mare pentru gimnaziul nostru și noi suntem bucuroși că prin intermediul proiectelor l-am putut deschide, fiindcă educația tehnologică a devenit o disciplină mult mai interesantă. O disciplină care, într-adevăr, dezvoltă dexteritatea de a coase, de a mânui o mașină de cusut, căci pe viitor sperăm să aibă nevoie fetele de aceste cunoștințe. Gimnaziul Vasile Alexandrii din Mărculești este frecventat de peste 200 de elevi.